Expoziția conține 40 de tablouri. Pietrele Petrei prezintă frumusețile orașului iordanian Petra. Autora expoziției este arhitectul Muzeului Național al Statului Dimitrie Gusti și mărturisește că a rămas fascinată de locurile vizitate. Am avut marea bucurie să ajung la Petra, a fost unul dintre visele mele. Petra nu este, nu numai pentru că Petra este mai nouă, una dintre cele 7 minuni ale lumii în seria nouă, ci pentru că era un lucru care mă fascina, tot arhitectura rupestră. Am avut șansa să merg, am avut bucuria, a fost un lucru pe care l-am obținut și atunci când am venit am simțit nevoia să împărtășesc lucrul acesta și celorlalți. Dacă pe unii frumusețile Petrei i-au fascinat, pentru alții expoziția de astăzi a venit ca o trecere în revistă a locurilor vizitate. Am revăzut cu ochii minții aproape tot ce am văzut în 94, în primăvara lui 1994 în Iordania și nu numai în Petra. Practic m-a fascinat Iordania, am și scris despre Iordania și despre poporul hașemit al Iordaniei, apreciind că n-am cunoscut în istorie sau nu sunt eu foarte bine documentat un popor care să-și iubească țara și să aibă grijă de țara lui ca poporul iordanian. Cele 40 de tablouri vor sta la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu timp de 2 săptămâni, timp în care vizitatorii vor avea ocazia să vadă parte dintre cele mai impresionante monumente ale lumii.